Domnilor și domnilor, bine ați venit la Casa Guvernului. În continuare urmează să avem un briefing de presă în legătură cu desfășurarea în Republica Moldova a misiunii Fondului Monetar Internațional. Briefingul de presă va fi susținut de premierul Dorin Recean împreună cu Ruben Artonian, șeful misiunii femeie în Republica Moldova. Stimate domnule prim-ministru, aveți cuvânt. Mulțumesc. În primul rând salut misiunea Fondului Monetar Internațional, care în perioada 1-14 martie a purtat discuții la Chișinău în ceea ce privește a treia evaluare a programului de creditare și mecanismul de finanțare extinsă. Vreau să mulțumesc echipei fondului și echipei guvernului și echipei băncii naționale cu care au lucrat toți împreună ca și o echipă. Împreună noi am discutat evoluțiile macroeconomice, am evaluat perspectivele, dar și riscurile care încă mai persistă. Mă refer la riscurile economice, la riscurile macroeconomice, la riscurile legate de eventualele creșteri a prețurilor la energie și volatilitatea prețurilor la energie. Mai departe, noi ne-am asumat să implementăm hotărât programul pe care l-am agreat împreună cu Fondul Monetar Internațional, în mod special în ceea ce privește stabilitatea macroeconomică. Aceasta ne va ajuta, în primul rând, să construim o economie rezilientă, să avem suportul partenerilor internaționali în efortul nostru de dezvoltare a instituțiilor și de dezvoltare economică. Vreau să spun aici clar și direct că autoritățile și instituțiile, după cum ați observat, asigură stabilitatea, pacea în țară și vom continua să facem acest lucru pentru ca toată lumea să muncească și să implementeze reformele pe care ni le-am asumat. Ori aceste reforme trebuie să crească numărul de locuri de muncă, trebuie să crească veniturile și trebuie să crească salariile cetățenilor noștri și trebuie să încurajeze dezvoltarea economică. În această vizită curentă am ajuns la un acord ca țara noastră să poată accesa cele 94 de milioane de dolari din cadrul programului curent cu Fondul Monetar Internațional. Guvernul și toată echipa va trebui să mobilizeze resursele pe intern, să eficientizăm evident cheltuielile, să avem o guvernare disciplinată și foarte important să avem o disciplină bugetară foarte bună. Noi, obiectivul este să creștem economia, să îmbunătățim climatul investițional, să susținem întreprinderile mici și mijlocii și ca să accentuăm și să țintim mai bine asistența socială pe care o oferim cetățenilor noștri care sunt mai vulnerabile. Vreau să mulțumesc aici și să-l rog pe domnul Artonian să expună partea femeiului. Thank you very much, Prime Minister, and let me congratulate you on reaching staff level agreement with the IMF team. I'm happy to announce that we have an understanding on economic policies to complete the third. Deci am finalizat cea de-a treia evaluare în cadrul programului susținut de către Fondul Monetar. Sigur că acest acord urmează să fie aprobat de conducerea femeii și Consiliul de Directori până la finele lunii aprilie. În urma finalizării evaluării curente, Republica Moldova va putea accesa deci 70,95 de milioane de drepturi speciale de tragere, circa 94 milioane de dolari. Deci, din totalul de 369 de milioane, deci care este întreaga sumă a programului până în 2025. Programul se realizează în linii mari, în parametrii conveniți, în pofida unor circumstanțe dificile și a unor crize ce se derulează concomitent. Autoritățile au respectat toate criteriile de performanță cantitative. Deci reformele structurale avansează treptat, dar mai sunt necesare eforturi pentru a promova integritatea, capacitatea și independența celor mai importante instituții în domeniul prevenirii și combaterii corupției și
pentru a consolida aplicarea cadrului legal anticorupție. S-au înregistrat progrese satisfăcătoare în ceea ce privește eliminarea ineficiențelor și inechităților în sistemul fiscal. Deci, noul guvern a reiterat angajamentul ferm de a implementa programul și a dat semnale clare că este hotărât să promoveze cu fermitate politici bugetare, fiscale, prudente, care să fortifice reziliența economiei. Dată fiind probabilitatea destul de mare a materializării unor riscuri, este în continuare extrem de important de promovat politici adecvate care să fie susținute de partenerii externi prin acordarea suportului bugetar. Economia țării s-a contractat puternic în anul 2022 din cauza repercursiunilor războiului desfășurat în continuare de Rusia în Ucraina, cererii scăzute pe fundalul inflației înalte și a creșterii costurilor de trai, precum și volumul producției agricole mai mic decât s-a așteptat. Prognozăm o redresare modestă a economiei în 2023, susținută de restabilirea cererii interne și îmbunătățirea perspectivelor de creștere economică în statele parteneri comerciale a Republicii Moldova. Inflația a încetinit, deoarece Banca Națională a Republicii Moldova a reacționat proactiv pentru a limita efectele secundare și a ancora așteptările inflaționiste. Indicatorii bugetari în 2022 au rămas robuști, reflectând veniturile bugetare mai mari, granturile mai substanțiale și menținerea în continuare a tendinței de executare a bugetului sub nivelul prognozat. Rezervele internaționale continuă să oferă garanții adecvate împotriva șocurilor externe, în timp ce băncile bine capitalizate, lichide și profitabile au rezistat cu bine impactului inițial al războiului. Deci autoritățile recunosc că există încă riscuri, dar autoritățile că încă persistă riscuri legate de implementarea scenariului de bază, dat fiind riscurile de securitate în regiune, dar și perspectivele din sectorul energetic sunt incerte. Autoritățile vor continua să actualizeze în mod corespunzător politicile și planurile pentru situații de urgență, în funcție de evoluția riscurilor. Pe măsură ce presiunile cauzate în același timp de criza energetică și de criza aferentă creșterii costurilor de trai vor scădea în intensitate, autoritățile planifică în mod adecvat să-și reorienteze treptat prioritățile de cheltuieli către sprijinirea redresării economice, inclusiv prin majorarea cheltuielilor pentru infrastructură. Politica monetară promovată este adecvată. Începând cu luna decembrie 2022, BNM a început să relaxeze treptat politica monetară, dată fiind decelerarea mai rapidă a inflației decât s-a prognozat, datorită cererii interne slabe și a unui set de politici austere pe ansamblu. Relaxarea în continuare ar trebui să fie ghidată de manifestarea unor tendințe de scădere continuă a inflației. Deci, în condițiile unui mediu extern incert, autoritățile rămân ferme în intenție de a asigura flexibilitatea cursului de schimb, iar intervențiile BNM se vor limita doar la atenuarea volatilității excesive și prevenirea fluctuațiilor neordonate pe piața valutară. Perspectivele creșterii economice sunt periclitate de riscuri semnificative de înrăutățire a situației. Prelungirea șocurilor energetice sau manifestarea șocurilor noi în sectorul energetic ar putea duce la presiune asupra balanței de plăți și bugetului. Deci compromisurile la nivel de politici pot deveni și mai grele în condițiile sporirii presiunilor inflaționiste, a deteriorării încrederii sau apariției unor șocuri externe suplimentare. Escaladarea în continuare a războiului ar putea duce la noi valuri de refugiați și la deteriorarea situației economice și de securitate. Cu toate acestea, o redresare mai rapidă a cererii interne și o restabilire puternică, spre exemplu, dacă cererea pe piața internă se va redresa mai rapid sau va fi restabilită activitatea economică în statele parteneri comerciali, precum și susținerea mai susținută decât s-a așteptat din partea partenerilor externi, ar putea juca un rol favorabil pentru perspectivele de creștere economică. Progresele înregistrate de Moldova pe calea aderării la UE vor constitui un punct de sprijin esențial pentru implementarea cu fermitate a reformelor. Autoritățile au o agendă ambițioasă de reforme în ceea ce privește provocările asociate cu schimbările climatice și și-au exprimat interesul pentru obținerea unei finanțări în baza mecanismului pentru reziliență și sustenabilitate al
femeii. Misiunea a purtat discuții preliminare cu privire la prioritățile de politici ce ar putea fi sprijinite prin RSF, dar negocieri detaliate vor avea loc în contextul celei de-a patra evaluări din toamna anului 2023. Mijloacele acordate prin RSF ar putea ajuta Republica Moldova să elimine lacunele de adaptare, sprijinând obiectivele politicilor medii și de dezvoltare economică durabilă pe termen lung și catalizând în același timp finanțarea publică și privată pentru realizarea investițiilor favorabile. Vreau să vă mulțumesc, domnule prim-ministru, pentru cooperarea excelentă și pentru discuțiile foarte productive pe care le-am avut pe parcursul acestei misiuni. Deci, 1. Din cauza războiului în Rusie, în Ucraina, noi încă suntem în zona de volatilitate și a riscului de volatilitate în ceea ce privește prețurile, în mod special la energie. De asta trebuie să avem grijă. 2. O mai mare disciplină în instituțiile guvernului va duce la o reziliență instituțională. 3. Instituțiile vor asigura securitatea și pacea în așa fel încât business-ul se dezvolte, întreprinderile mici și mijlocii să poată să acceseze programe investiționale. Și 5. Pădurile social vulnerabile vor fi asigurate cu resursele necesare ca să depășim această volatilitate. Vă mulțumesc tare, tare mult! Ruben, thank you so much. Vă mulțumim foarte mult pentru prezența la evenimentul de astăzi. În continuare vom difuza materialele corespunzătoare cu informații detaliate despre misiunea Fondului Monetar Internațional și prioritățile guvernului. Mulțumim, o zi bună, la revedere. Yeah, just a handshake the Thank you. Thank you.